Elevii școlii gimnaziale George Coșbuc-Siget, cu ajutorul profesorilor și al părinților, au organizat vineri un târg de produse handmade pentru Crăciun. Acțiunea e deja la a doua ediție și e un bun prilej de a-i uni pe copii, dar mai ales de a le pune creativitatea la încercare. Este a doua ediție a târgului de Crăciun, Tărâmul Fanteziei. Fiecare clasă din școală s-a mobilizat și de câteva săptămâni se lucrează la toate aceste produse care se pot vedea la standurile amenajate de ei, cu ornamente pentru Crăciun. Acestea au fost confecționate unele la școală împreună cu profesorii coordonatori, altele în familie acasă, alături de mămici și tătici, cărora le mulțumim pentru toată cooperarea, iar altele la școală cu mămicile și tăticii copiilor. S-au organizat de-a lungul ultimelor săptămâni mai multe ateliere de creație pentru confecționarea acestor obiecte și nu a fost doar un atelier de creație, a fost și o ocazie în care părinții au putut petrece timp prețios cu copiilor. Târgul de Crăciun s-a desfășurat în curtea școlii, acolo unde micii artizani și-au expus produsele, de la coronițe decorative până la globuri, brăduți în miniatură și multe alte ornamente, toate au făcut parte din decorul de sărbători și i-au atras pe cumpărători. Am pregătit obiecte din hârtie confecționate de noi și mai mult decât atât, oamenii care vor cumpăra de la noi vor primi o bomboană. Tu ce ai făcut? Ce ai confecționat? Eu am confecționat acești brăduți, am mai lucrat și la acești brazi care sunt foarte frumoși. Cei care vin pe la standul vostru ce preferă? Ce le place cel mai mult? Păi, în general, ei preferă acest tip de decorațiune pentru că este mai frumos, dar și aceste decorațiuni origami sunt foarte frumoase. Păi am pregătit diferite decorațiuni pentru masă, pentru ușă și multe lucruri frumoase și sper să vă placă. Văd că v-ați axat pe lemn, pe partea aceasta de obiecte mai naturale. Da, nouă cel puțin ne plac lucrurile mai naturale decât cele artificiale. Ce ați vândut până acum? Până acum am vândut decorațiunile de masă cel mai mult. Noi am făcut multe decorațiuni pentru târgul de Crăciun. Conuri pictate și o farfurie pictată. Tu la ce ai lucrat pentru târgul de Crăciun? Eu am făcut o planetă Saturn în formă de stea, uite. Păi am pregătit niște aranjamente din lemn și niște brăduleți din macarane și ringuri. Pe care l-ai făcut tu? Acesta a fost cumpărat deja, nu mai este. Văd că v-ați axat pe lemn. Da, da. Pentru că un șoc cu el și de obicei colegii noștri aveau prin magazin și aveau lemn în plus. Și decât să cumpărăm materiale de la magazin, folosim materiale care nu o să le folosim aproape niciodată. E specific Crăciunului. Decorațiuni făcute manual, noi le-am făcut, nu le-am cumpărat. Din ce ai făcut bradul acesta, de exemplu? Din spaghete. Un fel de, adică macaroane mai degrabă. Și cum? Cum le-ai făcut? Păi astea le-au făcut o colegă, le-au lipit și apoi le-au vopsit. Ce altceva diferit față de colegii voștri aveți pe masă? Astea sunt interesante, foarte frumoase. Am pregătit aici niște brăduleți, aici coroniță pentru ușă și aici au făcut fetele în continuare. Cine a făcut bradul acesta? Păi l-am făcut cu toți, am mers unii la acasă la alții și am muncit. Care este piesa de rezistență? Acesta. Coronița asta. Cu cât o vindeți? Cu 15 lei. Și cum fără colinde, târgul n-ar avea niciun farmec, copiii s-au mobilizat și la scenă și au oferit invitaților un mic spectacol. Yeah.
calendar. Zâmbele se aud când e pe drum și se pierd printre rămeți. Ne vestesc că vine Moș Crăciun la fetițe și băieți. Să așteptăm și noi să avem în suflet gândul bun, gândul bun de Crăciun. Lângă cei dragi să fim, dragostea din inimă noi vrem să o dăruim. Ce unii elevi își așteptau clienții la stand, alții s-au gândit să meargă ei direct la cumpărători și astfel s-au plimbat prin curte. Ce vindeți, fetelor? Noi nu vindem, dar încercăm să atragem cât mai multe persoane să facă poze cu decorațiuni de ale noastre, ochelari, căciulițe. Să rămână ca și o amintire pentru acest târg. Câte persoane v-au oprit deja? Minim 20 până acum. Pentru că vremea nu a fost tocmai favorabilă, cei mici și-au organizat standurile în clase, dar și pe holuri. Ne-am pregătit cu niște decorațiuni foarte interesante și frumoase, care să ajungă la alți oameni pe geamuri și pe tot felul de dulapuri. Cât ai lucrat tu pentru o decorațiune? Am lucrat vreo 5-10 minute pentru una și eu am făcut un glob, că n-am știut că putem să facem și chestii din astea și atât. Și ți-a plăcut? Vei participa și la anul? Da. Păi, m-am pregătit, am adus chestii pentru târg, am făcut decorațiuni cu colegii, am mai împrumutat chestii și da. Ce decorațiune ai făcut tu? Un borcanaș cu nucă de cocos l-am făcut și au pus doamna o crenguță legată deasupra. Ți-a plăcut toată această activitate? Da, foarte tare. Păi eu m-am pregătit cu asta care o am eu în mână și la fel și ceilalți colegi. Și ți-a plăcut această activitate? Da. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Mi-a plăcut cel mai mult că am lucrat în echipă. Am pregătit aici niște ornamente pregătite de noi. Cam atât. Cam cât timp ați lucrat la decorațiuni? Vreo 3 ore, cam așa. Și am fost mai mulți, am lucrat la ele. Ce ți-a plăcut cel mai mult din activitatea asta? Când am reușit să confecționăm aceste lucruri foarte frumoase. Am pregătit un om de zăpadă, niște globuri și ceva de acasă frumos. Care e piesa de rezistență a standului? Oamenii de zăpadă, pentru că cred că au ieșit cel mai frumos. Le-au plăcut vizitatorilor? Da. Câte ați reușit să vindeți? Păi, majoritatea, după cum se vede. Cât de greu a fost să confecționezi un astfel de om de zăpadă? Păi, după cât timp am folosit, cred că a fost destul de greu. Și a cui a fost ideea? A domnului învățător. Avem moșuleți care sunt, cum să zic, au beteală, niște ornamente, nasturi, mărgele și o sticlă pe care să avem pe ce spunem.
Unde putem pune aceste decorațiuni? Unde se potrivesc? Decorațiunile astea depinde cum vrei. Dacă îți place, poți să le pui oriunde, arată bine. Pe dulap, pe lângă fereastră. Cam cât timp ați lucrat pentru una? Cam pentru una, păi am avut maximul de 2 ore de lucru, le-am făcut în clasă, cam dura o oră și jumătate, cam așa. Câte ați vândut? Am vândut 3 sau 4 bucăți până acum. Am vândut produsele care le-am făcut individual. Pe care ai făcut-o tu? Aceasta. E o steluță, așa-i? Da. Cei mai fideli cumpărători au fost, bineînțeles, părinții. Doresc să cumpăr un ornament de brad sau o lumânare, oricum ceva și în special de la ei am zis că vreau să cumpăr. De la celelalte standuri ce ați mai cumpărat? Ciocolată caldă. Chiar ziceam cu părinții că era bine un vin fier, dar am și ciocolată caldă în regulă. Și o să mai merg să mă mai plimb să văd ce... Eu am o teorie pe care o aplic întotdeauna când merg la cumpărături, gen trebuie să-mi zic obiectul să-l duc acasă. Deci întotdeauna găsesc acel lucru care îmi place și îmi strigă du-mă acasă, îl cumpăr și îl duc acasă. Cam asta. Și acesta cred că o să-l iau. Cât costă? Acesta, 25. Se poate negocia sau 25 la prețul 20, fix? 20. Deci îmi lăsați la 20. Perfect. Deci am și negociat, am și cumpărat. Mulțumesc. Pe acesta o să le iau. Da. Super. Pe lângă partea distractivă și recreativă, Târgul de Crăciun a avut și un obiectiv bine definit. Cei peste 27.000 de lei strânși vor fi utilizați pentru amenajarea unui spațiu de învățare outdoor. Urmează să construim un spațiu outdoors. Aici la voi la școală? Da,